A fost destul de dificil pentru juriu ca să desemneze cei mai buni, fiindcă toți ați dat dovadă de abilități și aptitudini necesare de a fi învingători. Totodată ați demonstrat că fiecare din dumneavoastră ar putea în viitor să devină un bun bombier sau salvator. Pentru a vă duce omagii performanțelor obținute, astăzi sunt prezenți la eveniment vicepreședintele Raionului Orhei, domnul Iuri Siloci, reprezentantul Direcției Generale Educației Orhei, domnul Iuri Voinov, și angajații Direcției Situații Excepționale Orhei. Deci, într-un final, juriul a decis și a desemnat echipele învingătoare în urma concursurilor desfășurate în cadrul Școlii Securității, împreună reducem riscurile, ediția 2019, etapa regională Orhei. Pentru aceasta invit în fața dumneavoastră arbitrul principal. Vreau să vă zic bună ziua, adică cu un bun sfârșit al zilei. Astăzi noi am finisat evenimentul care a fost programat și la care ați participat destul de activ. Vreau să vă zic că ați muncit mult pentru a participa, dar au muncit și alții mult pentru a organiza. Și totul a decurs destul de organizat, cu mici abateri, dar în fine, până la urmă, am avut de câștigat toți, deoarece toți au învățat lecție, toți au căpătat noi de prindere și toți au avut succese în anumite domenii sau la anumite etape a concursului. De aceea, noi vă felicităm încă o dată cu încheierea acestui eveniment, cu încheierea acestui concurs și vă rugăm să nu atrageți atenție la acele scăpări care au fost sau acele momente mai puțin plăcute, pentru că se întâmplă uneori, știți, unele greșeli și la campionate mondiale și la competiții de rang de cel mai înalt nivel și la olimpiadă au fost greșeli. Așa că ne ducem toți acasă cu inima împăcată, că am adus la bun sfârșit evenimentul și că am ajuns să învățăm lucruri utile pentru toți. Așa deci, pentru participare activă în cadrul Școlii Securității pentru Copii, împreună reducem riscurile, și locul 3 la desfășurare de luptă băieți se decernează Liceul Teoretic Onisif Orghiv Orhei. Pentru participare activă în cadrul Școlii Securității pentru Copii și locul 1 la concursul de rezolvare testelor se decernează echipei Salvatori Unificați, Liceul Teoretic Aleco Rousseau. Pentru participare activă în cadrul Școlii Securității și locul 2 la concursul prezentare se decernează echipei Liceului Teoretic Mihai Lomonosov Orhei. Pentru participare activă în cadrul Școlii Securității și locul
locul 2 la desfășurare de luptă băieți se decernează echipei Liceului Teoretic Adrian Păunescu Căzănești. Pentru participare activă și locul 3 la concursul Salvează și Ghidează se decernează echipei Liceului Teoretic Alexei Matveievici Soldănești. Pentru participare activă și locul 3 la concursul Ghidează și Salvează se decernează echipei Fulger Ștefan cel Mare și Soldănești. Pentru participare activă și locul 2 la concursul Echiparea se decernează echipei Liceului Teoretic Boris Dânga, Criuleni. Pentru participare activă în cadrul Școlii Securității și locul 1 la desfășurarea de luptă fete se decernează echipei Crossfire Liceului Teoretic Deci la total, pentru primele 3 locuri, pe locul 3, cu diplomă de onoare, semnată. Pentru diplomă de onoare din partea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova de gradul 3, se decernează echipa Spartanii. Cu diplomă de onoare de gradul 2 din partea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova se discernează echipa Salamandra, Liceul Teoretic Părinte de Sine. Diplomă de onoare de gradul 1 din partea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova și Cupa Mare a Competiției se decernează echipei Vulturii. De asemenea, vreau să menționez că Școala Securității a fost organizată în colaborare și în parteneriat cu alte servicii de abilitate, de aceea vreau să menționez serviciile care au participat la organizarea Școlii Securității. Se decernează cu diplomă de onoare pentru participarea și colaborare în cadrul Școlii Securității pentru copii, Stația de Salvare pe Apă Orghei. De asemenea, pentru mediatizarea evenimentului Școlii Securității pentru Copii se decernează ca partener media cu diplomă de onoare Impuls TV. Vă mulțumim pentru participare. Cuvânt se oferă vicepreședintele Raionului Rosiei, domnului Iuri Silos. Așa s-a primit că eu am fost și am luat cuvânt de deschidere și tot mi-au oferit colegii mei, foștii colegi de la
situație de urgență, cuvântul de încheiere. Chestia că am o întrebare. V-au plăcut această școală, aceste competiții? V-au plăcut? Le veți mai petrece? Da! Mă bucur. Mă bucur fiindcă este o tradiție care deja s-a născut și ea în floare și este foarte bună. Eu vreau să-i mulțumesc de numele vostru a tuturor și de numele conducerii raionului Orhiei pe organizatori. Mulțumesc de astăzi, domnul August. Mulțumesc tuturor pentru că v-ați oferit două zile și ați făcut așa o treabă bună. Dar eu cred că în afară de două zile au precedat tare multe zile de pregătire. Direcției Educației tot îi mulțumesc pentru voi, urmați mintele mele de mulțumire să-i spuneți doamnei Ostorici. Eu am cerut cuvântul nu de atâta că nu numai să vă felicit și să fiu alături de dumneavoastră în aceste momente, dar să vă mai aduc aminte că astăzi este o zi mare. Este ziua când comemorăm pe cei căzuți în conflagrația celui de-al doilea război mondial, că astăzi s-a terminat, a fost încheiat pactul de pace, adică s-a numit el tratatul de capitulare necondiționată, multe cuvinte, dar de fapt ce a însemnat pacea în Europa după al doilea război mondial, în care au murit circa 78 milioane de oameni, dacă să luăm în considerație și jertfele de pe frontul asiatic. Și mai este azi și ziua Europei, că după două războaie așa de mari, unde au murit foarte mulți tineri, foarte mulți bărbați, dar au murit și foarte mulți copii, femei, multe au rămas femei, văduve, copii orfani, după așa o tragedie, a venit pacea și oamenii au răsuflat ușurat. Mă veți întreba ce înseamnă acest simbol a florii de mac care o port eu pe piept. Acest simbol înseamnă comemorarea tuturor celor căzuți în războaie și a fost aplicat prima dată după primul război mondial, dar și după a doilea, și înseamnă floarea de mac care simbolizează centrul unde a nimerit un glonte, iar petalele ar fi sângele care ar curge din gaura aceasta formată. Și tot Consiliul Raional Orhiei, toată conducerea astăzi la manifestările acestea, ar venit anume cu așa simbol în piept, care este comemorat în toată lumea. În Rusia nu mai iau aparte alte simbolică, acum recent apărută, dar toată lumea o poartă anume pe aceasta. Și ca lumea să o împace și să nu mai fie conflagrație așa de puteri de mari, cu așa jertfi enorme, au hotărât țările Europei să se unească și au numit această zi Ziua Europei. Dar să o ținem minte și pe aceasta. E de fapt la noi de doi ani se comemorează, adică nu sunt mari festivități, dar voi să știți. Ziua Europei înseamnă pace în Europa. Și lucrul ăsta eu am vrut să vă aduc la cunoștință ca să înțelegeți niște chestii și să vă urez multă sănătate, să vă mulțumesc pentru participare și la mai mult și la mai mare. Dragi elevi, în previsiune o să vă dau și un cuvânt de felicitare. Eu sigur aș vrea să trag atenție la echipele din Crăuleni. Ei sunt oaspeții voștri. Noi am luat locul 1, locul 2 și locul 3 în Terezina și cu Grăneștiul. Dar, în schimb, după punctaj, locul 4, la sigur, locul 4 l-a obținut Crăulenea. În fine, nu e bine că este tinderea asta de concurență, a câștigat oricum cel mai puternic și l-a dat câștigat noi toți. Aceste două zile au fost într-adevăr frumoase, e fric. Am avut temei de ani în cază, de energar. Astăzi e o zi mai frumoasă. Deja s-a finisat cu bine, traume nu avem, asta e foarte bine. Inimile, s-a sigur că sunt împăcate. Eu vreau să mulțumesc încă o dată mult, noastră și colegilor care au participat și partenerilor. Și vă urez succes și cei ce s-a învățat să vă fie de folos în viață. Mulțumesc mult! Vă
aceasta, declar evenimentul închis.